Ca la noi la nimeni este sintagma ce se potrivește perfect situației. După ce s-au reabilitat pietonalele din oraș și a expirat și garanția lucrării, operatorul de apă, prin intermediul firmei ce se ocupă de extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare, a început șantierul pentru înlocuirea unor conducte. Lucrările au început din piață, au continuat pe pietonal și s-au dus până în față la starea civilă. De ce nu au schimbat țevile înainte să renoveze pietonalul? Probabil nu colaborează între ei. Nu e o bună colaborare, nu? Da. Asta e explicația. Da. E normal că în altă parte se sparg țevile și curge apă. Aia cine o plătește? Dar n-ar fi trebuit să facă lucrările astea de înlocuirea conductelor înainte să se reabiliteze pietonalul? Asta da, e adevărat, dar asta e, ce să-i faci. La noi în România se întâmplă orice. Nu e numai asta. Asta e mizilit. Țării, în frunte cu cel mai mare și cel mai mic. Ciao. Cetățenii care locuiesc în zona pieței centrale au tot fost sesizați în repetate rânduri că vor rămâne fără apă la robinete. Și o să patru acolo. Dacă ar fi fac conexiunea de pe conducta veche pe conducta nouă, nu știu dacă mai au ceva, că în zona pietonalului Transilvaniei, deci în zona pieței mare, sunt mai multe lucrări. Au fost lucrări făcute și cu branșamente noi, inclusiv în piață, spre zona la 1001 articole. Cât despre faptul că lucrările ar fi putut fi făcute înainte de reabilitarea pietonalului, așa a fost proiectul. De la primărie, viceprimarul Maria Murariu confirmă că a fost dat aviz de spargere. Nu concepe însă ca pietonalul să nu fie readus la starea inițială. În acea zonă există rețele foarte vechi, unde sunt foarte multe avarii și astfel dumnealor au hotărât să înlocuiască conductele vechi cu altele noi. Deci, din punct de vedere al avariilor, lucrarea este binevenită. Avizul de spargere pentru partea de instalații este până pe 15 octombrie, deci dumnealor au termen până pe 15 octombrie să-și termine partea de țevi și de racorduri, urmând ca partea de refacere a pavelelor pentru aducerea la stare inițială să fie finalizată până la 15 noiembrie. Așadar, pentru toate există o explicație, iar până pe 15 noiembrie, o lună de zile au la dispoziție pentru ca pietonalul să fie reparat. Teoretic, lucrările de extindere și modernizare a rețelei de apă și canal, atât în municipiu cât și din județ, ar trebui finalizate până pe 20 octombrie, dar asta reprezintă o misiune imposibilă.